Salut, camarazi, bună dimineața! De mă aflu în drumul taberei cu banii care mi-a trimis vărul Cătălin, celebrul Backpacker Life. O să mă duc acum la o policlinică, că am o infecție în corp, știi? Asta e, n-am bani mulți, dar trebuie să o rezolv. Mă uit pe aici, pentru un părculeț în fața policlinicii. Fericiți oameni, uite, fata aia pe telefon, baba aia pe telefon, moșul ăla tot pe telefon, știți? Îmi aduce aminte de Brave New World al lui Aldous Huxley, știți? Nouă lume frumoasă, știți? Toată lumea fericiți cu telefonul, nu contează că n-avem ce mânca, că vine bomba atomică, că e război, lor le-a dat o jucărie. Era ca bancul ăla, zice, la nebun, zice, băi, cum e, bă, la nebun? Ce bine, bine, avem și piscină, nu știu ce, mișto. Ce și săriți în piscină, sărim, dar a zis că dacă suntem cuminți, ne pune și apă în ea, știi? Așa și ăștia, uite, uitați-vă și doi. Adică nu puteți să-i vedeți, stai că trebuie să întorc camera, n-am fost atent. E... Uite, uitați-vă și voi, un moș, o babă, o fetiță, toți. E... Toți sunt fericiți cu telefoanele, trâncănesc acolo și ore în șir, ani în șir, viața trece pe lângă ei, războaiele trec pe lângă ei și necesitățile trec pe lângă ei și ani trec pe lângă ei. Ei sunt fericiți cu telefonul în mână. Le-a dat jucăria perfectă, știi? Hai să mergem spre policlinică să vedem dacă dau și de camaradul meu, fratele meu de suferință, Alexandru, care doarme pe stradă. Eu cel puțin am un acoperiș deasupra, el n-are nici pe ăla, știi? Adică are o acoladă de la policlinică asta, știi? Asta e ce vreau, mamă, ce răcoare aici. De policlinica din drumul taber, stai că trebuie să întorc iarăși camera. Policlinica din drumul taberei 34. Să vedem dacă trebuie să urc cred la etaj în activitate aici. Mă apropii de policlinică, uitați, una din intrări are mai multe. Să vedem dacă Alexandru e pe aici, ia să vedem. Sper că n-a murit. N-a murit, doarme. Alexandre, dormi? Doarme. Alexandru, uitați. Salut, Alexandru, te-am trezit. Ce faci? Cum îți merge? Nu pot să dorm noaptea. Da, de țânțar bănuiesc, nu? Și eu unde dorm, dar n-am prea mult din fericire, dar asta e. Cum îți merge? Tot așa? Bă, frate, îmi pare rău, n-am reușit să-ți găsesc pe nimeni care să-ți facă buletinul. Eu știi că sunt și ca și tine, tot așa, dorm pe unde pot. Deci n-am... Oamenii sunt așa cum sunt, fiecare nu se mai gândește decât la fundul lui, știi? Asta e. Ai ce mânca? Eu trebuie să mă urc în policlinică, că am o infecție, trebuie să mă duc să dau bani, că n-am ce face. Doar cât de cât bine pe pernele astea sau ce sunt astea. Da. Bine, Alexandru, ești amărât, hă? Hai că te pup, pa! Bă, frate!